se croiește, după aceea se coase, se calcă, multe sute. Multe. 3-400. E nevoie de cât mai multe steaguri, spun croitoresele, mai ales de 1 decembrie, când toată lumea vine să comande câte un drapel tricolor. Instituții, firme de orice domeniu au venit și au cumpărat steag și chiar persoane fizice, în număr foarte mare, copii și vârstnici, absolut toată lumea. Steaguri mari, micuțe, fanioane de mașină, de birou și, bineînțeles, multe accesorii personalizate. Așa și o... Un lance 23-56. Arborez la poartă. E tradiție? E frumos, suntem români? Am intrat să văd ce insigne aveți aici. Și și un steag. Cele mai multe steaguri au fost achiziționate de instituțiile publice. Anul acesta primăria a achiziționat 100 de seturi, a câte 3 steaguri, steagul cu stema orașului, steagul național și cel al Uniunii Europene. Acestea vor fi montate pe stâlpii din zona centrală a orașului.